Ne-am întors în direct, stimați telespectatori, după cum vedeți, dă imaginea la egală. Președintele României se află la Carei, 25 octombrie 2019, ziua Armatei Române. Președintele inspectează garda de onoare constituită în cinstea acestui eveniment major pentru Armia Română. Vă repet, în 1944, la 25 octombrie, Armata Română elibera, cum se spune celebra sintagmă, ultima brazdă de pământ românesc. Comandanți, ai... Ridică sunetul un pic. Deci avem și sunet de acolo, avem și imagini, până când vom avea și alocuțiunea prezidențială. Vă spun doar că astăzi au fost și sunt în continuare evenimente legate de ziua Forțelor Armate ale Republicii România. Imnul de stat, da, te lasă și imnul de stat. Sub drapel, cum se spune. Vă repet, imagine sunt de la Carei, acolo unde se marchează ziua Armatei Române. A fost Florian de la BNS și domnul Baciu. În primul tur, domnul Apostoiu pierde, deci rămân doar doi. Și rămâne domnul Florian și domnul Baciu. BNS-ul retrage sprijinul domnului Florian. Dar cum l-a retras? Baciu. Poftim? Cum l-a retras? Anunțat, efectiv, s-a anunțat că, domnule, nu-l mai susținem. La revedere. Și aia a fost. Da? Seamănă politică deja. Și politică mai rău. În momentul ăla, dar domnul Baciu a devenit unicul reprezentant a părții sindicale. Da? Singurul candidat. Singurul candidat, în conformitate cu protocolul, celelalte părți au susținut candidatul susținut de sindicat. Legea salarizării s-a discutat în acest ces? S-a discutat toate legile, inclusiv legea salarizării. Da? De când am apărut noi, entităților societății civile, am început să dăm și avize negative, serioase, și cu comentarii serioase. Și cu ieșit în public, spunând că ceea ce face guvernul este anormal. E povestea terminată. Și eu te întreb direct, bă, băiete. De ce a stat domnul din imagine, domnul Iacob Baciu, an de zile, ilegal, și stă și azi, vorba lui Rădulescu, de ce stă domnul din imagine și azi, ilegal, la conducerea acestui forum, unde tu te-ai dus, ca și surugiu, crezând că acolo e pe bune? De fapt e șeful tău, ia spune-mi. E simplu, fostul, da? Păi nu, de ce acum? Mă, dar ți-a fost șef și era ilegal, mă, de ce ai acceptat? Noi la fiecare ședință, și sunt stenogramele care sunt publice, noi la fiecare ședință cred că atrageam atenția asupra lucrurilor astea. Nu era ședință. I-a cerut demisia? Da. De N ori. Mi-a făcut și scrisoare publică. Și? În același timp, repet. De ce n-a dat ședințele? Instituția era condusă de un securist. Cine e securistul? Florian, Costache. Care era dovedit securist. Turnător. Da, omul, da, instituția aia nu făcea nimic. Păi înseamnă că și voi aveți ceva legături cu ei, mă, că nu puteți fi acolo, că noi eram cu ei. Eu vă spun cu Spune cu cine te asemeni ca să spun cine ești. Deci instituția era condusă de un securist pentru că ea era văzută ca o sinecură. Da, și nu, când folosesc termenul securist, este dovedit de instanță definitivă și de avocat. Dar crezi că mai sunt și alții acolo? Or fi, Dumnezeu știe. Pentru că sindicatele, repet, singurii care se duc pe procedură transparentă sunt ONG-urile. Restul, patronatele, își numesc oamenii. Cum vor? Eu știu, sindicatele își numesc oamenii. Cum vor? Eu ascult-mă puțin, Gelu. Iulian Surugiu e lider de sindicat, e unul mic. Eu spun de liderii mari. Eu spun de Bogdan Hosu, Cartel Alfa. Eu spun de Doru Costin, BNS. Eu spun de Popescu de la Meridian. Măi, oamenii ăștia care au 20-30 de ani, unii dintre ei aproape, de sindicalism la vârf, știau ce știi tu? Bineînțeles! Mai mult decât știi. Noi ne spuneam. Păi și de ce acceptați, mă, toți? Păi n-ai ce să faci în momentul în care ăla-i candidatul lor. Să anunți că vorbim de el și nu sunăm tine. Ăla-i candidatul lor, n-ai ce să faci. Adică tu, teoretic, ești pe zona aia. Unii dintre noi am votat pentru, alții am votat împotrivă. Stai mai puțin, cum adică și-a lăsat? Cum adică BNS-ul? Cine l-a retras pe... BNS-ul. Doru Costin l-a retras pe omul lui. Nu, nu i-a mai acordat sprijin. Nu i-a mai acordat sprijin. Ca să câștige unul care era ilegal? Asta nu pot să vă explic eu. Am să spun un lucru. Nu ca să înțeleagă și telespectatorii. Și eu, da? Nu înțeleg. Scuză-mă, Paul, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Iartă-mă. Iulian, mă. Da, iartă-mă, iartă-mă. Nici Paul, scuză-mă, da? Scuză-mă, da? Chiar mișto. Ideea era cam așa. Oamenii ăștia, la funcția de președinte, nu au fost niciodată nominalizați fără sprijin din partea partidului la guvernare. În momentul ăla, era un lobby puternic din partea Olguta Vasilescu, care vrea un om cu care să discute. Și l-a pus pe Iacob? Primeam tot felul de recomandări toți.
toți primeam tot felul de recomandări. Societatea civilă a zis nu, iar în momentul în care a zis nu la foarte multe chestii, a fost înlocuită. Să-mi spui mie și lui Rădulescu, care suntem cei mai nepricepuți, că domnul din imagine Iacob Baciu e omul lui Olguța? Nu, eu vă spun că primea sprijin. Nu v-am spus că e omul Olguței. Doamne ferește, eu v-am spus doar că primea sprijin. Da, pentru că oamenii își doreau mai un om, l-avea la mână. Un om, deci e foarte important să cred că l-avea la mână, eu nu vă că dau un exemplu. Președintele, ia oprește puțin. Ia zi lui că părerea ta. Eu de ce a acceptat două mari centrale? Eu nu sunt sociolog și o să spun pe românește ca să înțeleagă lumea la casă. Deci legea sindicatelor de câte ori a fost ea modificată și asta a fost modificată conform intereselor celor care conduc confederațiile de 30 de ani. Da. Ceea ce au primit patrimoniul. În interesul sindicaliștilor. 100%. Poporului. A poporului suveran. Ceea ce au primit, vă rog, domnul ministru, ceea ce au primit baza de date a sindicatelor și baza materială, stațiune, așa mai departe, legea sindicatelor mici a fost să-i țină acolo. Exact cum se întâmplă în politică, așa s-a întâmplat și la sindicate. Adică? Iar guvernele, rând pe rând, au fost ajutate de către Marele Confederații. Să nu credeți că oamenii ăștia nu au amestec și nu au făcut jocuri. De 100%. Eu am trăit lucrurile astea. Am trăit când un premier al României, cu mulți ani în urmă, au dat bani la confederațiile sindicale ca ele să organizeze protest. Cele mai mari proteste adică, au fost pe guvernul Cum? Cum? N-ai înțeles? Mai zi, nu, vorbesc serios. Deci, guvernul de la acea dată a dat bani confederațiilor sindicale să organizeze proteste. Bineînțeles că n-au luat sindicaliștii bani. Secundă, domn ministru. Nici vorbă. Pentru CNA, da? Dar nu pentru CNA. Acum te întreb eu serios, lasă că pentru CNA, ca pentru CNA. Tu ai vreo dovadă în sensul că... 100% am fost pe scenă acolo. Eram... Mă, s-au dat bani de către guvern ca să iasă împotriva guvernului? Da. Nu împotriva guvernului. Da, da, împotriva cu ești, mă, sindicatele. Împotriva guvernului. Iasă la... Trebuia orchestrat un mare protest. Pentru interesele pe care le avea guvernul, cu totul altceva. Nu împotriva. Corect. Avea niște interese. Păi, da, protestul pentru proști, pentru noi, pentru presă, pentru prostime, pentru 18 milioane de români, era împotriva guvernului. Păi, ce să vă facă, frate, învățați și voi. Învățați și voi. Și era pe bani? Da. Mă, încotă te întrebai vreo dovadă? Am fost pe scenă, nu înțelegi românește. Lasă-o, dracu, hai să oprim emisia, Teddy. N-are sens. Ce țară e asta, băi? Zi-tu, păi, Adriane. Asta e țara, Adriane, în care am trăit. Zi-tu, Adriane, nu te uita la mine. Țara cu care ai început-o astăzi emisiunea. În care... Care a fost concluzia? Du-te, bă, frate, și fă-te politicist în Spania. Băi, stați un pic, Uite, eu am să vă opresc un lucru. 10 secunde și nu mai vorbesc. Dacă ministrul de intern vine, indiferent de ce, cine va fi, și nu-mi pune reforma sindicatului, nu o pune în aplicare, eu plec de la sindicat. Nu, ascult. Da? Păi cum se plece? Deci protestez și plec. Abia așteaptă să scape de timp. Sindicat. Abia așteaptă să scape de timp. Nu, l-am făcut și... Nu mă răspund un pic. Am câștigat foarte multe drepturi pentru polițiști. Da, ai auzit ce spuneam ăsta? Da. Ce ai auzit? Un meeting finanțat de guvernul. Mie mi-a sunat autodenunț, ca să fiu foarte serios. Mie mi-a sunat autodenunț. Asta e viața. Așa mi-a sunat. Hai, mă, voi vă faceți... Voi faceți teatru cu noi? Chiar nu... Faceți mișto? Nu. E cum am să vă spun, domnul... E cum am să vă spun următorul lucru, că acum 15 ani... Hai, mă, jocurile astea se practică de 90 tot timpul. Guvernul să plătească sindicatul, trebuie să iasă împotriva guvernului? Când dau nevoie, da, și fac compromisuri. Ideea e așa, băi, frate, nu mai ziceți că eu nu pot să ministru... Te cheamă și încearcă să te cumpere. Ce Dumnezeu nu înțelege? Și sunt lideri care s-au lăsat cumpărați. Asta spuneam și eu în prima fază. Da. În prima parte a emisiunii. Ca să avem două autodenunțuri. Ca să fii sigur, uită-te la averile lor și pe urmă spui dacă au... La averile cui, măi? Ale șefilor ăștia de vrei sindicat. Vrei să-ți dau nume acum, că m-ai chemat la 10 seara... Nu, nu, îmi închide emisiunea și vine aia și ne iau antenele după casă. Ești nebun, cum să dai nume? Doamne, iartă-mă! Păi tu ne provoci. Păi, dar astea sunt vremurile care au trecut. Dacă te-ai spus, dai nume? Da. De ce? Nume de ce? Stați un pic, nu da nume, dar spune de ce, ca să știu dacă te las, că altfel, repet. Voi sunt atât de tari încât ne închidă și atelevi. Nume de șef de instituție specială din țara românească, care m-a chemat la ora 10 seara, m-a luat cu mașina de acasă, a zis că îmi dă cafea și eu i-am spus că îmi dă ceai și mi-a transmis ce îmi vroia prim-ministru de la acea dată, de la mine. Da? Și după un an de zile... De lider sindical. De lider sindical. Și eu le-am spus următorul lucru. Nu mă transmite așa.
convingeți-mă cu argumente că țara nu are bani pentru polițiști. Eu pot să conving oamenii să mai aștepte 6 luni, să fiu corect. Era un act de cumpărare oneroasă a unui lider de sindicat? 100%. Da? 100%. Eu pot să vă spun că doar noi, în momentul în care am devenit incomozi prin faptul că ne făceam treaba... O secundă, din suflet. Dă-ți seama că e un 2014, când m-am, 2015 sau 14, când m-am luat de gât cu Oprea Gabriel pentru polițiști, le-am dublat efectiv bugetul Ministerului de Interne de la 520 de milioane pentru sâmbete, duminici, sărbători legale, s-a dus bugetul la 920 de milioane. Ia zi, Giole. Gândește câți bani au pierdut. Deci, în momentul care ne-am devenit... Și câți bani n-au fost dați la polițiști. În momentul în care am devenit incomozi, da, pentru un simplu motiv, partea societății civile, eram 15 membri, da? Pentru faptul că noi ne făceam treaba, adică noi chiar nu... Că nu erați blat cu ei. Nu eram blat. Și noi veneam și spuneam, spre exemplu, domnule, legea salarizării unice, 20 de miliarde de impact. Bă, de unde îi scoți? Adică, logic, bătăm în pot... 20 de miliarde, atât este impactul. Și câți ani sunt la legea acolo? Pe repede înainte. Deci am primit-o astăzi la 9. Au vrut să o discutăm la 11. Noi am respins-o. Am zis, nu se poate. N-avem timp să o citim. Am amânat-o pentru a doua zi. Ce a decis ca președinte? A decis plenul. Domnia s-a încercat să a pus-o pe ordinea de zi, cu toate că nu trebuia să o pună pe ordinea de zi, pentru că e o regulă că trebuie să treacă prin comisii prima dată. Noi am zis, nu se poate. Adică a bypassat comisii. Pe regulament, noi am împins-o înapoi. Pe regulament, dar am împins-o înapoi. A venit Teodorovici, a făcut spume atunci, a dat tot felul de chestii. Nu pot să zic că domnul ministru a făcut spume. Credeți-mă, efectiv, credeți-mă. Domnul Teodorovici a amenințat atunci înăuntru. Da, bine, la chestia asta. Dar ni s-a transmis că o să ne vă... Da, avem și noi organizațiile noastre, dacă voi sunteți atât de drăcoși. Da, ceea ce s-a întâmplat peste noapte, efectiv, peste noapte, da, cu semnătura doamnei Olguța Vasilescu, la propunerea doamnei Olguța Vasilescu și cu semnătura doamnei prim-ministru. Ține-ți de afirmațiile pe care le-ai făcut? În momentul de față, noi suntem în instanță. Am să spun următorul lucru. Dar sincer, te întreb, că mi-ești amic, mi-ești amic bun. Pa, da. Nu ți-e frică de repercusiunile a afirmațiilor tale de adineauri că s-a încercat pe scenă spus... cumpărarea ta ca lider sindical și la în puterea nupții? Nu pe scenă, mă, înainte. Nu, mă, și pe scenă și acasă, nu noaptea. Pe scenă înainte, că scenă nu urca pe scenă. Pe scenă nu. Pe scenă banii erau luați dinainte. Banii erau luați dinainte. Pe scenă dinainte. Fără bani, ce dracu. Nu. Băi, nu mai râde, Adi, te rog eu frumos, că nu-i de râs, mă, băiete. Dacă n-ar fi de râs, ar fi de plâns. Noi întotdeauna ne-am întrebat așa ca observator. Păi și dacă mi-e teamă, ce să fac? De ce cele mai mari demonstrații ale sindicatelor n-au fost decât când era guvernare de dreapta? Întotdeauna ne-am întrebat chestia asta. Și uite, acum aflăm o parte din răspuns. Dar nu știu dacă era de dreapta. Nu contează că era de dreapta sau de stânga. E greu, eu nu l-am cerut întotdeauna decât să fim corecți. Dar și eu ca sindicalist și ei ca angajator. Atât. Nu le-am cerut altceva. Domnul fost ministru, atenție, Adrian Rădulescu zâmbește, își dă părul pe spate, numai că și el este lider, este liderul fermierilor de România. Sunt uimit de ce te faci, ce crezi tu că lucrurile în țara asta au mers extraordinar, că totul reprezentanții au fost... Poți să te întreb ceva, să fim sinceri? Da, te rog. Da. Tu crezi că eu, Tudor Barbu, știu cum merg lucrurile în țara asta? Sigur că știi. Dar de vrei să spui că ești un naiv, provocându-ne pe noi. Dar nici noi nu suntem proști, spunem că vrem să spunem. Ca să înțelegi. Am înțeles. Da? Nu, din păcate, CES-ul a fost o sinecură. Da? El așa a fost. Bine, nu ca un organism serios. Eu nu mai fac subiectul cu Iacob Baciu. Crezând că emisiunea asta se adaugă o cărămidă la zi după care să-l construim, să facem un dialog social pe bune. Adică să avem un dialog social între societatea civilă, sindicate și ăștia cu de la guvern, când se face o lege, cum era legea de zice... Așa trebuie. Gelul duminică, 20 de miliarde impact social, adică impact financiar în buget. Dar știi ce sunt eu curios? Știi că ați făcut legi, au trecut prin Parlament și după aceea Parlamentul l-a anulat, știi? Au venit retur. Vrei să dau eu una? Să faci o... Nu știu la ce te referi, te rog. Uite, ia să iei legea Camerelor Agricole, să vezi ce s-a întâmplat cu ea. S-a aprobat, și pe urmă pe cineva împiedicat. S-a aprobat de Parlament sau de CES? Și de CES și de Parlament. Avizul CES este consultativ. Pe ei doare, doar în momentul în care părțile din CES iese pe urmă în public și își susțin punctul de vedere. Da? Atunci îi doare cu adevărat. Singurii care făceau chestia asta în ultimii 2 ani de mandat, până când ne-au înlocuit, a fost societatea civilă. Bine, noi vreau public. Să vă opresc un pic, că mai avem puțin timp și vom da legătura la Carei, acolo unde președintele va avea o alocuțiune de ziua armatei
Republicii România. A fost depusă documentația privind Guvernul României ca echipă și programul de guvernare. Știți, da? Da. E deja analizat, toată lumea știe despre ce e vorba. Știi? Am participat și la o întâlnire, dacă, ca să fiu sincer. Și nu mi-e frică să spun. Numai la una? La o întâlnire cu cine? La o întâlnire cu chiar cu președinte, viitorul premier. Cu domnul Orban. Cu domnul Orban. La solicitarea domnului Orban? Da. Acum, în perioada de consultare. Păi domnul Orban a fost și la Academia Română, a fost și la sindicat, a fost la toată lumea, e normal să fie așa. Și am spus același lucru. I-ai spus? 100%. Și te-a ascultat? Sigur. Bine. Eu vă întreb așa, domnul Duminică, ca sociolog. Continuă criza de sinceritate în care ești. Da, eu întotdeauna am fost sincer, cred. Trece guvernul Orban? Din punctul meu de vedere, nu. Poftim? Din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, a doua oară trec. Nu, vorbim de primul. Ăsta, mă, primul. Lasă că al doilea mai facem emisiuni dacă ne-o ține Dumnezeu sănătos. Nu trece din punctul tău de vedere. Matematica e simplă. Adică, dacă reușește să treacă, domnul Orban arată că este un politician redutabil, da? Și că... M-ar surprinde foarte mult că a reușit să rupă. Deci, luați-o așa. Dar cum au reușit la moțiune, pot să reușească da, și... Da, pro-România atunci a fost important. Aici. Pro-România are cam 40 de oameni încartiruiți. 35, 36, da? Da. Cam 40. Dar cu 39 voturile, mai exact. Da, cu voturile pro-România 30, au avut 238 de voturi. Deci 5 peste majoritate. Acum majoritatea este de 233. Dacă scădem 39, s-a terminat. Adică teoretic nu dă. Da, haideți să mergem un pic. Oameni buni, opriți-vă un pic să mergem la care vorbește președintele României, vă rog. De la eliberarea de sub ocupație străină a ultimei brazde de pământ românesc. Este o sărbătoare de suflet, o zi specială în care onorăm jertfa de sânge și sacrificiile tuturor eroilor noștri care de-a lungul timpului au luptat și au contribuit la apărarea ființei naționale și a statului independent, suveran și unitar român. Armata se bucură de apreciere și considerație din partea românilor și este firesc să se întâmple așa, pentru că este o instituție modernă și profesionistă. Acordul politic pe care l-am inițiat în 2015 a asigurat îndeplinirea uneia dintre angajamentele asumate în cadrul NATO și a permis finanțarea cheltuielor pentru apărare cu 2% din PIB. S-au putut realiza astfel achiziții majore pentru înzestrarea armatei, precum și investiții în instruirea militarilor noștri. Doamnelor și domnilor, mediul de securitate regional și global este într-o continuă schimbare, generând riscuri și provocări din ce în ce mai dificil de gestionat. Prin urmare, trebuie să ne adaptăm eforturile de apărare a țării și de asigurare a securității naționale în strânsă corelare cu evoluțiile la nivel aliat și european. În prezent, țara noastră este un partener credibil și un furnizor de securitate în regiunea Mării Negre, o zonă cu o dinamică accentuată. Avem nevoie de o armată puternică, bine pregătită, care să continue să aibă o contribuție decisivă la promovarea securității și stabilității regionale, precum și la îndeplinirea angajamentelor României în cadrul Alianței Nord-Atlantice și la implementarea politicii de apărare și securitate comună în Europa, prin participarea la misiuni în beneficiul securității internaționale. Am realizat, în ultimii ani, progrese semnificative în context aliat. Regiunea Mării Negre a devenit o temă de importanță strategică pentru NATO și se bucură astăzi de mai multă vizibilitate, inclusiv datorită eforturilor noastre. Am militat permanent pentru ca NATO să acorde o atenție specială acestei regiuni și să aibă o prezență înaintată sporită
aici. Anul trecut, la summitul NATO de la Bruxelles, situația din regiunea Mării Negre a fost una dintre temele abordate de liderii aliați. Eforturile la nivel politic și diplomatic se reflectă în plan concret militar prin înființarea, în cursul ultimilor 4 ani, a structurilor NATO de pe teritoriul României. Mă refer, desigur, la unitatea NATO de integrare a forțelor, comandamentul multinațional de divizie și brigada multinațională de la Craiova. Vom susține în continuare întărirea acestor structuri pentru consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare și realizarea coerenței pe flancul estic al Alianței. Și în viitor, consolidarea rolului țării noastre în NATO și în Uniunea Europeană și dezvoltarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii vor rămâne prioritățile politicii noastre externe și de securitate. Astfel, România va avea garantat cel mai înalt grad de securitate și un profil de partener serios, credibil și responsabil la nivel internațional, care acționează transparent și predictibil. Vom acționa. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori, special pentru prietenul meu Adi Rădulescu. Un PSD-ist mascat un pic, așa, nu vrea el să recunoască. Am o știre pentru el, Soto original, pentru... Dă-mă pe domnul Adrian Rădulescu să-l vadă lumea. Eu totdeauna am dreptate. Pentru ăsta micul care vorbește este Adrian Rădulescu, pentru el am știrea. Ia priviți acelea. Stai, înainte să dai, poți să spune ce, să-și aduc aminte telespectatorii. Nu poți să spui nimic, taci. Stimați telespectatori, avem un grafic aici, uitați-l, graficul. G4 media este sursa. Graficul, nu o să vă spun cine a făcut măsurătoarea. Vă las pe voi cei de acasă să intuiți. Iohannis a scăzut un pic, de la cât la cât te dică, nu văd, de la 40 la 39, da? Mă rog, 40,5 la 39. A crescut doamna Viorica Basilica Dăncilă, de la cât te dică? De la 21 la 23. Și a scăzut Dan Barna, de la cât te dică? 19, 7, 18,5. Al cui e sondajul? Al USR-ului. Bravo, mă, Adriane! Băi, este sondaj intern, sondaj de casă, da, da, al Uniunii. Iată, m-a dezvăluit, Edi. Premierul Dăncilă o să fie pe locul 2, că de-aia mă faci tu PSD. Eu n-am să fac subiectul. Da, asta mă faci. N-am să fac subiectul pe care alții l-au făcut, o să-l facă, e treaba lor. Întâlnirea dintre Dan Barna și Emeric Ienei. Emeric Ienei, un nume greu în fotbal românesc. Neaemi a reprezentat o mare parte din istoria fotbalului de după anii 60 în România. A avut o soție, fie țărâna ușoară, minunată, o femeie, o actriță minunată, minunată. Și întâlnirea lui cu Dan Barna a devenit subiect de fake news, de scandal, de un iureș. Cert este, părerea mea, nu o să fac subiectul, este că Dan Barna n-a știut. E prea mic. Nu știe el istoria fotbalului românesc ca să respecte blazoanele care merită respectă. Nu mai mă, aproape nimic. Da. Repet. Stimați telespectatori, unia este așa. Un diletant, bun, ce drept. Sondaj intern USR, Dan Barna a scăzut cu 1,2 puncte după ancheta Rise Project. Dăncilă a crescut cu 2 puncte, Iohannis a scăzut cu 1,5 puncte. După măsurătoarea aceasta, făcută pe, iată, pe ultima turnantă a campaniei electorale, făcută de USR și dată publicității, noi am preluat-o de la, repede, de la G4 Media, de la Tăpălagă. Dar nu uita finala, că doamna Dăncilă vine de la 7 puncte. Tași, bă, PSD-istule. Finala se preconizează acum, s-ar putea să fie, fiți atenți, s-ar putea să fie și o capcană, vă spun celor de acasă cum să decodificați. S-ar putea ca USR-ul să joace rolul lupului rănit, adică la beteag un pic, doar ca să ademenească căprioara. Nu curge și după aia să-i sară în jugulare. Nu curge sânge. Ha? Dar până la urmă important voi cum credeți că știrea e reală? E reală. Important e ce vor face cei care vin la guvernare. Dacă ministrul ăsta de interne, care o fi, nu face nimic, să plece, să nu mai vină, dacă nu și-a angajat. Să vină, da? Nu, că ne place, poate, că ne place, deci, sau nu ne place. Și dacă nu găsim soluții, degeaba. Poate să-i cheme USR, USR, dragi, PNL, PNL, dragi, PSD. Genul, sociologule! Ce fac în țară? Aștept și eu. Da, nu aștept să vedem emisiunea dacă aștept după fărgini. E reală, eu o spuneam în pauză, da? Dădeam, pe urmă am văzut și știrea, că o dau și ei. Da, este că se poate de reală.
USR-ul scade, da, multe scandaluri interne, faptul că încă, să zicem așa, structura USR este mai degrabă mobilizată, cel puțin în București, pentru primărie decât pentru alegerile prezidențiale. Nu uitați diaspora, da? Da, nu uitați diaspora. Diaspora e mică de data asta, o să fie mică, pentru că s-au înscris destul de puțin la lege. Nu judecă așa, o să se explic și ce o să fie. Diaspora va fi mai mare ca la europarlamentare. Bun, eu punem pariu că nu o să fie. Eu pun pariu că nu o să fie. Pariu foarte rar, dar cu tine aș face direct. Luăm publicitate, mă mai gândesc pe pauza pulgeară dacă fac pariu cu gelul, dar eu cred că diaspora va fi mai abitir ca la europarlamentare. Revenim imediat. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Ultima oră, ultimul grafic, cel mai recent apărut în spațiu public, este un sondaj de casă, fără cifre. Îi spun asta pentru CNA. N-are, domne, cifre de alea cu câții, pe ce metodă, pe telefon, la ușa omului, pe preșul de la poartă, nu. Este un sondaj intern, a fost făcut doar în perioada, asta știm, în 15-23 octombrie. A scăzut Iohannis cu 1,5 puncte, a scăzut 1,2 puncte Dan Barna, a crescut cu 2 puncte aproape doamna premier Dăncilă, ca să se bucure și Adi Rădulescu. Un punct de la fiecare. Haide, mă, taci în gură. Mai departe, avem și un sondaj curs, care are date, vi le-a scris Teddy, o să-l vedeți imediat, să le putem compara. Gelul validează, gelul duminică validează ceea ce vedeți pe ecran. Zice că așa stau lucrurile, el ca sociolog știe... Nu, așa mi-au spus cei din USR că e pe bune făcut, adică nu, eu nu știu metodologia, n-am de unde să spun. Da. Că e corect ceea ce apare pe ecran. Că e de la USR, hai să zicem așa. Da, în textul meu am, nu știu datele din textul meu. Dacă alegerile prezidențiale ar avea loc duminica viitoare, adică poi mâine, Klaus Iohannis ar avea 37%, 20% Viorica Dăncilă, Adi Rădulescu, ca să te bucuri, Barna ar avea 13%, ca să te bucuri tu. Mircea Diaconu 11%, Paleologul 6%. Băi, eu am văzut știrea lui Robert Turcescu. Mă, cum e posibil? Vă întreb pe voi. Robert Turcescu a spus nici mai mult, nici mai puțin că Paleologul nu se duce în turul 2. Păi nu mai e deputat PMP, Robert Turcescu, nu-și susține candidatul, că e candidatul lor, Teodor Paleologu. Dacă spune adevărul, înseamnă că are ceva... Nu, mă, dar e din echipa aia care spunea el mai devreme, nu știi, că păi fiecare partid... Dar trebuie și eu ca prostul. Hai, mă, fiecare dacă partid, spune un adevăr, Robert Turcescu, ce... Adevăr? La Robert Turcescu? Păi... Și dracu, despre ce vorbești? Așa seamănă aici, nu? Păi da, mă, dar nu e normal. Păi, nu e normal ca tu trebuie deputat PMP să spui că finala va fi Dăncilă Iohannis, adică Iohannis Dăncilă. Mă gândesc că eu, nu știu, l-a dezarmat pe Teodor Paleologu, părerea mea, dar nu mă pricep la campanie. De fapt, a spus, domnul președinte Băsescu, ți-am spus că nu e bine că l-ai pus pe Paleologu, dacă mă puneai pe mine... Uite, mă obligă trebuie să citesc asta pentru, bă, cum pierd eu. Sondajul a fost realizat în perioada 14-21 octombrie pe un eșantion de 1600 de persoane prin metoda de culegere a datelor față în face-to-face. Sondajul are o marjă de eroare plus minus 2,45% de ani. Ești tâmpenii asta ca să scapi tu de CNA. Nu, sondajul ăsta. Deci faptul că e față în față ar trebui să dea o credibilitate majoră. Adică puține sondaje. Și marja de eroare mai mică, 2,45. Da, puține sondaje să mai fac față în față pentru că se mai scumpe. Se mai poate să merge pe Cati. Ce ar trebui să se mai schimbe după părerea ta? Ce ar trebui să întâmple ca să se schimbe sondajul curs care dă o finală de departe? Mai lasă-l un pic de tip ăsta. Un mare scandal legat de numele unui candidat din vârf, respectiv o mare emoție. Da, mare scandal care să genereze mare emoție. În rest, cam pe acolo suntem. Finala, din părerea ta, este Dăncilă, Iohannis Dăncilă. Foarte probabil. Finala, Iulian? Nu mă pricep la politică. A, ce vrăjeală ai. Nu mă pricep la politică asta ca să scap. Adi Rădulescu, nu mai întreb, că el deja și-a călcat cămașa și-a făcut și-a pregătit costumul pentru finala Iohannis Dăncilă. Pe mine mă interesează mai mult ce se întâmplă după. Hai să dau din casă. Știi ce mi-a spus Adi Rădulescu în pauză? Băi, Barbule, să te văd eu cum o să comentezi noaptea cu exit poll-ul, ieșirea doamnei Dăncilă, președintele României. M-am uitat la el și l-am întrebat dacă trage ceva și dacă trage să-mi spună ce, că trage ceva bine. Păi când candidezi doi... În sensul că tragi la loz, nu, bă, să nu creadă lumea. Când candidezi doi, trebuie să iasă unul. Deci scorul va fi lejer în favoarea domnului Iohannis. Lejer, lejer. Nu poți să-l conving pe Adi Rădulescu, neam. Poți să mănânci florice, poți să mănânci floricele, nu? Doamne, doar dacă se întâmplă, știu eu ce mare scandal. Rămâneți cu bună România, Răzvan
și Radu, taci, Iulian. Răzvan și Radu, sigur, au o ediție fabuloasă, credeți-mă, bună România. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, nu ne revedem mâine, că e sâmbătă. Ne revedem luni la ora 16. Toate cele bune!